Reprezentanții Bibliotecii județene Ionice și Pione Bădescu Sălaș au evidențiat, omagiat și premiat astăzi colaboratorii și partenerii cei mai activi a instituției de la grădinițe și școli gimnaziale, precum și copiii care s-au remarcat la activități sau concursuri în perioada 1 iunie 2012-30 mai 2013. Festivitatea de premiere a avut loc ieri în sala de lectură a bibliotecii. Cu această ocazie au fost acordate premii și diplome pentru cei mai buni prieteni ai lecturii, pentru participanții fideli la activitățile bibliotecii, precum și pentru creativitate și imaginație. Tot cu această ocazie, Florica Pop, directorul Bibliotecii Județene Ionită și Pione Bădescu-Sălaș, a acordat diplome de apreciere pentru proiectele culturale, instigare la lectură, promovarea și păstrarea tradițiilor, personalități marcante ale județului Sălaș și împărăția basmelor. De pe lista de premianți nu a lipsit însă nici școlile și grădinițele care au colaborat cu biblioteca în intervalul menționat. Alături de bibliotecar, la eveniment au participat elevi, profesori, dar și părinți.